Gheorghe Becali, patronul celor de la FCSB, riscă să fie amendat și suspendat de către Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal, dacă se dovedește că a pariat pe meciul dintre Norgesland și FCSB, terminat cu scorul de 0 la 2. Însă, întreaga poveste a ajuns și la UEFA, care a deschis o procedură conform anunțului făcut de către Răzvan Burlanu. Cei de la UEFA deja aflaseră despre declarația cu pariul, era deschisă deja o procedură, avem și noi un inspector de integritate, astfel încât în perioada următoare vom afla mai multe informații din partea UEFA să nu se răzgândească, respectiv Gheorghe Becali în privința declarației despre Ișvan Covaci. Ne amintim și subiectul de betting că în 24 de ore s-a răzgândit că a pariat, că a câștigat sau a pierdut, a declarat Răzvan Burleanu despre finanțatorul celor de la FCSB. Regulamentul disciplinar al Federației Române de Fotbal interzice implicarea în pariuri, iar articolul 60 explică ce pedepse riscă oamenii din fotbal care pariază. Astfel, dacă va fi găsit vinovat, Gheorghe Becali riscă să fie amendat cu 300.000 de lei și să îi se interzică orice participare la activitățile legate de fotbal pentru doi ani, cât despre o eventuală pedapsă ce ar putea fi aplicată de către UEFA, cu siguranță aceasta va fi una și mai aspră.